Dragi prieteni, mi-am pus ochelarii, bine v-am găsit. De ce? Ca să pot să văd, să bușcătăresc pe aici, să le aleg pe toate, fiindcă astăzi vom pune niște murături. Și o să punem murături în mai multe feluri, adică murături la borcan și o să punem și murături la butoi, de toate, pentru toată lumea. Avem nevoie de murături, nu-i așa? Vine iarna și, de fapt, tot anul mâncăm murături. Cu ce? Cu carne de la Mona Lisa, fiindcă la Mona Lisa găsiți tot ce aveți dumneavoastră nevoie. Carne de porc, găsiți carne de pui, găsiți carne de curcan, găsiți carne măcinată, dacă nu vi se macină pe loc, carne de toate felurile, toate categoriile, începând de la Kaiser, costiță, cotlet, pulpă, degresată, cu grăsime, tot ce aveți nevoie. Toate într-un mini market de cartier. Și marfa pe care dumneavoastră o vreți, pe aia o alegeți, da? Aia vă dă vânzătoare. Bun, hai să trecem la treabă că avem un pic de lucru. Să vedeți, mă, ce pe masă aici. Pentru murături asortate la butoi, deci la butoi de data asta, avem nevoie de legume, bineînțeles. Și o să încep cu castraveți, morcovi, gogonele, țelină, buchete de conopidă. Mai am aici doi harbuși sau lebenițe sau pepeni, cum vreți să le spuneți dumneavoastră, lubenițe, da? Sare, sare fără iod. Mare atenție! Foi de dafin și semințe de mărar, cimbru, piper și muștar. Deci astea sunt ingredientele mele. Am pus până acum murături la borcan, am pus murături fermentate tradițional și am pus murături oltenești. Oțet. Da? E, acum vom pune la butoi murături fermentate natural. Adică le lăsăm să fermenteze ele acolo, să lucreze, să ăsta. Hai, să ne le pregătim. În primul rând, o să iau gogonelele și cu o scobitoare le fac niște găuri. Sau le puteți tăia în două, cum vreți dumneavoastră. Am gogonele. Peste gogonele o să pun conopida. Vedeți? Mai mari sau mai mici. Asta fiind așa de mare, nu o să las așa de mare, fiindcă nu dă chiar așa bine. Castraveții. Îi căpăcesc. Pregătim țelina. Bun. Un 4 sau un 2. Mai departe, castraveții. Un 3 sau un 2. Dacă sunt mai groși, în 3, chiar în 4. Doamnele lubenițe. Miroase a vară un pic. Și am ajuns la doamnele gogonele, care le tăiem în funcție de mărime, în 2 sau în 4. Să ne apucăm să punem murături. În primul rând o să pun morcovi. Bun, nu toți. Am mai păstrat, da? Dați că nu știu cum să pun așa. Peste morcovi o să pun țelină. Castraveți, acum o să pun conopii, da? Pun câteva lubenițe. Și peste gogonele. Dacă cumva nu încap toate, nu niciun fel de problemă. Punem peste ele saramură. O să vedeți cum preparăm saramura. Și le lăsăm deoparte, fiindcă în 2-3 zile murăturile se vor lăsa în butoi. Și atunci vom completa cu restul. Deci trebuie să folosim fiecare loc. Aici. Morcovi, ca să pot să pun capac. Am pus semințe de mărar, semințe de muștar, cimbru, foi de dafin, da? Și acum ne apucăm și preparăm saramura, așa cum spuneam, adică la 1 litru de apă, o lingură cu vârf de sare. Da? 3 litri aleoala, 3 linguri o să pun, dar fiindcă e lingură dintre aia semi-potrivită, o să pun 4. Dar dacă e lingură dintre aia bănățănească, de-a bătrânească bună, să fie la 30-35 de grame, e perfect. Dizolvăm, adică dizolv, că eu dizolv. Și moarea o punem peste așa. Am pus o farfurioară ca să stea murăturile bine jos și pun așa un borcan. Asta până mâine, când se vor lăsa și vom adăuga alte murături. Legumele care au rămas le așez pe toate într-un lighean. Chiar în ceva mai mare, dacă nu ne cap într-un lighean. Așa, și deasupra voi face o saramură. Așa. Din apă cu sare o voi pune deasupra ca să nu mi se strice cumva până mâine. Și după aia voi lua de aici ce ăsta și voi așeza peste butoiul care se lasă. Au trecut cam 2 săptămâni, în jur de 10 zile, ba chiar 2 săptămâni de când am pus murăturile la borcan și la butoi. Ați văzut, aici la butoi s-au acrit mai devreme, la borcan încă mai stau. Deci așa au ieșit murăturile mele, da? Ia uitați ce faine sunt, ce fragede sunt. Aici avem gogoneaua. Ia uitați ce faine. Conopida, morcov. Aici ce mai avem? A, da, și un pic de lubeniță. Iată și lubenița sau pepenele, da? Cam așa arată murăturile noastre la 2 săptămâni de când le-am pus la murat. Vă spuneam că nu-mi place să pun amestecat la butoi murături cu sfeclă, amestecate cu sfeclă. Dacă cineva vrea, poate să facă ce fac eu în acest moment. Deci cine vrea murături colorate, da? Poate să facă următorul lucru. Și aici am ce am pus la borcan. Și pe care o să le pun peste murăturile din lighean. O să le amestec bine și o să vedem ce iasă. Și iată rezultatul nostru. Murături colorate, da? Dacă le lăsăm mai mult, ele vor primi și culoarea mai intensă de la zeama de... sau amestecate, ați văzut ce culoare intensă au. Ei, cam asta a fost rețeta mea. Haideți să vedem cum arată așa puse cu totul. Și asta a fost pentru astăzi. A fost mult, a fost puțin, n-a fost. A fost exact cât trebuie. Nu uitați că dumneavoastră, dacă vi le puneți murăturile, le aveți și le puteți face după gustul dumneavoastră. Am venit cu o sugestie. Nu văd pe nimeni, nu fac pe deșteptul. Pare ceea ce fac eu. Dumneavoastră faceți cum știți acasă, cum ați făcut, cum vi se pare că este mai bun. Aveți de unde alege. Așa că, dragi prieteni, nu uitați, mergeți la Mona Lisa, cumpărați carnea ca să o prăjiți bine și folosiți murăturile pe care le-ați făcut cu mâna dumneavoastră. În afară de carne, la Mona Lisa găsiți mezeluri, găsiți slănină, șuncă, costiță, tot ce aveți nevoie, conserve de toate felurile, lactate de toate felurile, să nu spun de dulciuri, de zahăr, de făină, de tot ce aveți nevoie într-o casă, de ulei, găsiți produse pentru îngrijirea casei, pentru îngrijirea dumneavoastră, găsiți băuturi alcoolice, non-alcoolice, bere și sucuri, toate într-un mini-market de cartier. Și nu uitați că este mare lucru să te duci să ții marfa pe care o vrei tu, adică tu alegi, dacă îți vrei bucata aia de carne, eu arăți vânzătoarei, vânzătoarea o ia cu mănușa, vă arată dumneavoastră, vă uitați la ea, vă place, nu vă place și cu asta basta. Nu vă place, o puneți jos, alegeți alta. Hai, ne vedem săptămâna viitoare cu alte rețete. V-am pupat, să fiți sănătoși. Doamne ajută la toată lumea și să ne vedem sănătoși. Că asta contează cel mai mult. Hai, vă pup. Ceau, ceau!